Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial. Dacă în tutorialul cu așezarea elementelor electrice am văzut cum putem să punem prize întrerupătoare și doze, astăzi vom vedea cum le legăm pe acestea la distribuitor. Pentru aceasta, evident, trebuie să stabilim modul în care vrem să avem desenele noastre și deci vom pune desenul cu corpurile de iluminat pe galben pentru a putea le lua și pe acestea în calcul când facem legăturile. Evident, desenul cu electrice pe roșu, adică activ, iar arhitectura o vom păstra inactiv, adică cu gri ca nu cumva să facem vreo modificare din greșeală. După care apăsăm pe butonul închidere pentru a ne întoarce și a ne apuca de treabă. În primul rând, mergem la butonul Îmbinare părți electrice și acum este o chestie foarte importantă de care vă rog să țineți cont, și anume, avem mai multe tipuri de a selecta elementele pe care vrem noi să le luăm în calcul. Și odată, printr-o fereastră de selecție, să zicem, am selectat cele două corpuri de iluminat, sau a doua modalitate de a selecta este făcând un click dreapta pentru a trece în modul de selecție sumă, după care printr-un click stânga selectez elementele pe care vreau să le iau în calcul. Noi o să mergem pe prima variantă pentru acest exemplu și o să facem o selecție a celor două corpuri de iluminat din camera de zi. Se deschide fereastra în care trebuie să facem setările pentru conexiunile la distribuitor. Pentru aceasta, bineînțeles, o să plecăm de sus în jos și o să vedem ce ne cere și noi o să-i zicem. Avem de stabilit la ce distribuitor vreți să facem legătura acelor două elemente pe care le-am selectat noi și el îmi recunoaște direct elementele care le-am, dozele pe care le avem. Trebuie să-i zic ce circuit electric vreau să fie, adică pe ce circuit vreau să fie corpurile de iluminat în cazul acesta. O să-i zic CIL 1, de exemplu. Pot să-l și salvez. Tipul de siguranță, dacă vreau să fie aleas automat. Curba caracteristică a acesteia, curba B, curba C și așa mai departe, în funcție de ce consumatori avem, știm bine că trebuie să alegem curba caracteristică a siguranței. Tipul de cablu, da, deci îl stabilim de aici, avem mai multe opțiuni. Factorul de simultaneitate, care este ales în funcție de destinația clădirii, în cazul acesta avem o locuință, deci factorul este de 0,01. În continuare alegem pe ce fază facem noi instalația, legătura la acest obiect. În cazul nostru, fiind o instalație monofazată, este suficient să alegem cablul extern L1 pe faza 1 și este în regulă. Trebuie să zicem unde vrem să facem conductorul de P și N. În partea de jos, unde putem stabili puterea, ce este interesant este că eu îi pot să-i zic puterea, iar el îmi calculează automat intensitatea și tensiunea. În continuare alegem tipul de repartiție, evident, și modul de poziționare al conductorilor. Pentru a finaliza, trebuie evident să stabilim și temperatura prin care circulă acești conductori și să închidem fereastra apăsând pe tasta OK. Urmează să facem identic și asemănător și pentru restul obiectelor, prize, întrerupătoare și așa mai departe. Atenție la prize, să spuneți că sunteți pe un circuit de prize. Da? Deci avem circuit de prize 1. Și facem la fel și pentru întrerupătoare. Pentru întrerupătoare, în general, e bine să le puneți pe același circuit, evident. Dacă legați la altă doză, să specificați la ce doză este făcută legătura. E foarte simplu, majoritatea setărilor rămân identice, deci nu trebuie să refăcute de fiecare dată, de fiecare dată. L-ați făcut odată și asta este tot. Vă mulțumesc și sper că v-a fost de ajutor. La revedere!